ce ai acceptat să joci rolul? A venit din partea lui Radu. Orice actor puțin întreg, mă rog, întreg la cap n-ar refuza așa ceva. M-a acceptat pentru că nu. Trebuie să faci treaba și scenariul era foarte bun. Eu când l-am citit În drum spre Marea cu vreo 2 ani, cred că n-am putut să-l las din mână și mi se face rău pe mașină să citesc. Și totuși în 2 ore l-am dat gata. Și cred că e important pentru noi, pentru actori, de multe ori, în multe cazuri facem lucruri în care nu credem, lucruri care nu au neapărat o direcție foarte clară. Facem lucruri așa, să le facem pentru bani sau nu. Și aici, deja la Radu, când faci ceva, știi că, în primul rând, ori înveți ceva, ori că e un tip de atitudine foarte sănătoasă pentru un artist și pentru un om, de fapt. Să afli ceva și ca acest adevăr să-l duci mai departe și să fii tot timpul într-o luptă permanentă cu tine și cu societatea în care trăiești. Știi foarte bine că lucrurile pe care le face Radu sunt foarte puternice, din sensul în care el are o documentare foarte, foarte serioasă înainte și asta cumva te responsabilizează pe tine ca actor și lucrurile pe care tu le înveți în lucru cu el sunt fabuloase. Eu, din toate discuțiile cu el, trebuie să fii tot timpul ca un burete prin preajma lui, pentru că îți aduni tot timpul informațiile și tu îți construiești rolul și ce ai de făcut și mai ales înțelegi lumea pe care el o propune din discuțiile cu el. Și astea sunt niște lucruri foarte valoroase pentru un actor tânăr la început de drum, cred. Ce ai putea spune că ai învățat de la Radu Uite, de exemplu, eu făcând sport mult timp, când eram mic, nu pot să spun că am avut un contact foarte puternic cu școala, cu istoria și lucrurile astea pe care le-am aflat odată cu lucrul la acest film, pentru mine au fost importante. Adică chiar, nu știu, artiști, actoricește să zic că poate am creat ceva nou sau că am făcut ceva în filmul ăsta care să rămână. Nu e vorba neapărat despre asta. Dar eu ce am învățat un lucru cu el, pentru mine ca om, cu ce voi rămâne de fapt, e cu o abordare foarte concretă a ceea ce s-a întâmplat și tot timpul să caut, să mă întreb și să mă uit după lucrurile adevărate. Și ăsta e un motor foarte puternic pentru mine ca actor, adevărul. Și Radu lucrează foarte mult cu asta. Care a fost cea mai mare provocare sau ce a fost cea mai multă dificultate din filmările? Păi partea cu imitația lui Antonescu, cred, pentru că sunt foarte puține documente video și n-am prea avut de unde să-l apuc foarte bine. Adică, de obicei, am mai multe informații dacă n-am făcut eu imitații de oameni care trăiesc, ai foarte multe materiale, dar aici nu prea. Și am vrut să fie cât de cât credibil, că cineva chiar să recunoască, deși nu știu cât de multă lume cunoaște cum vorbește el. Sau am încercat să-l ajut și să recreez în scopul autenticității, să fie cât mai fidel posibil. Și a fost chiar o încercare pentru mine treaba asta.